Gândul meu s-a îndreptat înspre o predică care, care am mai predicat-o astăzi de dimineață undeva și nu știu de ce mi-a rămas în minte. Înțeleg eu, după experiența pe care o am, că trebuie să o predic și aici. Câteodată se întâmplă așa, lucrurile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna logice, de aceea nu logica este metoda prin care noi relaționăm cu Dumnezeu. Dacă am relaționat prin logică, el ar fi ca noi și noi am fi ca el. Această enigmaticitate a lui Dumnezeu, această invizibilitate a lui Dumnezeu, această uh, natură a lui Dumnezeu ieșită din comun și supranaturală, cu totul infinită și eternă, ne pune pe noi într-o stare, într-o relație cu Dumnezeu de-a dreptul unică. Noi nu avem nicio relație cu o persoană pe care nu o vedem. Noi suntem oameni materiali și trăim într-un univers material, relaționăm cu ființe materiale și Dumnezeu este o excepție de la materialitatea existenței umane. El este invizibil, fiindcă natura sa este spirit și spiritul nu se vede, drept pentru care trebuie să credem în cineva, pentru că nu avem nici o capacitate rațională ca să înțelegem cum este el, dincolo de câteva firave principii teologice, spunând că el este așa și pe dincolo. În seara aceasta și eu, ca și dumneavoastră, după ani de umblare cu Dumnezeu, de citirea Scripturii, de conversații cu unii și cu alții, realizăm că pe Dumnezeu îl putem cunoaște din Scriptură și pe Dumnezeu îl putem cunoaște prin experiența faptelor credinței. În seara asta o să fie puțin mai ciudat, pentru că o să citesc un întreg capitol, capitolul 25, care este compus din trei pilde, pentru că toate trei fac obiectul predicii pe care vreau să o rostesc în numele Domnului și în mijlocul fraților mei. O să vă cer îngăduința să vă ridicați în picioare și să aveți răbdare cu mine ca să citesc pasajul acesta, și probabil că la sfârșit veți fi de acord cu mine că a fost bine să-l citesc în întregime. Deci, Matei, capitolul 25. Pilda fecioarelor, pilda talanților și pilda oilor și caprelor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții, s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nou, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide -ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unu, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți a dus, i-a pus în negos și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți. Iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, robun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul să i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că se cer de unde n ai semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce era al meu. luați dar talentul și dați celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea deprisos, dar cel de la care, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți Sfinții Îngeri, va ședea pe scaunul de domnial al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care va a fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci ei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiind sete și ți-am dat de ai băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit sau când te-am sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost trăin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați fraței mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Tată ceresc, stăm ridicați înaintea ta ca să onorăm numele tău, să ne închinăm prin rugăciunea aceasta înaintea ta și să cerem de la tine, în urma închinării prin cântare și rugăciune, un cuvânt care mângâie, ridică și învață poporul tău tu ne cunoști inima, starea, tu ne știi nevoile, tu știi că am venit să ne întâlnim cu tine, să te căutăm și să ne închinăm. Primește-ne, binecuvintează-ne și după nevoie, dar și după îndurarea și înțelepciunea ta, binecuvintează-ne din belșug. Îți mulțumim, Tată, pentru creata ta în noi, cu noi și cu alții. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă reașezați. Timișoara e un oraș frumos, este un oraș de referință. Oricine vorbește frumos și bine de Timișoara, și dumneavoastră sunteți binecuvântați să faceți parte din orașul acesta și din biserica aceasta frumoasă, un nume bun. Spuneam și repet faptul că în seara asta aveam pe inimă o predică, dar n-am putut până la urmă să, să o spun și. Mi-am îndreptat inima înspre pasajul acesta din Scriptură care s-a așezat uh, în sufletul meu și n-am putut să-l dau la parte. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre capitolul acesta din Scriptură și să ne uităm împreună la cele trei pilde pe care noi le luăm întotdeauna separat și nici de cum împreună. Vreau să afirm în seara aceasta că între capitolul 25 al Evangheliei după Matei care are trei pilde susține aceeași idee în toate cele trei pilde. Ideea este susținută în prima pildă, luând imaginea unei nunți. Aceeași idee se repetă, dar în contextul unei afaceri, a unui business. Și se repetă din nou, în al treilea rând, dar într-un alt plan, într-un alt context, într-o altă experiență. Experiența unui cioban care are o turmă de oi amestecate cu capre. Și ideea aceasta se mută de la o imagine la alta, nunta, care este un eveniment fără secrete pentru noi. De asemenea, o afacere, un business și chiar o turmă de oi amestecate cu capre. Nu, este chiar, nu suntem chiar departe de experiența asta. Așa că ne vom opri la fiecare pe rând, apoi la toate trei deopotrivă și apoi, dacă va mai fi timp și călăuzire, vom mai vedea. interpretare corectă. Dumneavoastră știți că orice pasaj din scriptură, în timp ce îl citești, dacă vrei să-l înțelegi sau dacă vrei să predici din el, există două alternative. Există alternativa să ai o predică istorică, vorbind despre ce s-a întâmplat atunci și acolo, câte și cine sunt persoanele prezentate, care a fost contextul istoric și așa mai departe. Cea de-a doua perspectivă e una teologică și nu mai surprinde istoricitatea textului și surprinde înțelesul duhovnicesc al pasajului cu caracter istoric. În seara aceasta ne vom opri la imaginea nunții pe care Mântuitorul o folosește pentru ca să facă mai bine de înțeles ideea pe care o prezintă. Nunta. Zece domnișoare de onoare. Mirele călătorea toată ziua în funcție de cât de departe era în raport cu zona unde era mireasa la care el mergea să o ia și împreună cu domnișoarele, cu familia restrânsă, extinsă și cu alaiul, se deplasa într-un loc unde organiza nunta, eveniment care avea loc la începutul serii, la lăsarea serii și până noaptea spre dimineață. Aceste 10 fecioare Făceau mai mult decât niște domnișoare pe care noi le angajăm la nuntă să stea pe lângă mireasă. Ele aveau și responsabilitatea să lumineze prin niște candele, niște lămpi mai mici pe care le aveau la ele. Scriptura, dintr-o dată, creează o tensiune în text, spunând că diferența dintre ele era una singură. Cinci dintre ele, pe lângă lampa care avea un container și. Un mic ansamblu cu un fel de fitil, de feștilă, care pur și simplu se aprindea cu conținutul de combustibil. Cinci dintre ele au luat și un container de rezervă cu un de lemn, cu ce trebuia să fie pus în candelă să ardă, gândindu-se sau fiind sfătuite de mamele lor că s-ar putea să întârzie mirele, să se consume combustibilul din lampă și să rămână mirele și mireasa fără lumină și să, 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 să fie urât, să le strice nunta. Așa se face că cinci dintre ele au venit cu lampa și cu un container de rezervă, și celelalte cinci au venit cu lampa și atât. Tensiunea aceasta apare atunci când Scriptura ne spune că mirele a întârziat. Potrivit mijloacelor de transport din vremea aceea, se mergea pe jos sau cu un animal, și imaginați-vă că dacă venea de sus din Galileea, trecea prin Samaria și venea până în Iudeea, undeva pe lângă Ierusalim, probabil că făcea mai mult de o zi bună două, probabil două, trei zile. Nu știm de unde era mirele și nici de unde era mireasa, însă știm că a venit târziu. Semn că drumul a fost lung. A venit atât de târziu încât domnișoarele au adormit. Toate au adormit. Cineva a strigat dând alarma, a venit mirele, a venit mirele. Ele au sărit ca arse, au aprins lămpile și l-au întâmpinat. Și potrivit obiceiului procesiunii, mirele a venit la mireasă și a luat mireasa, cu familia, cu ceilalți, cu alaiu, s-au îndreptat înspre locul unde petreceau. După ce a trecut ceva timp, nu știm cât, combustibilul s-a terminat din lampă și lămpile s-au stins. Cele care aveau de rezervă s-au grăbit să toarne unde lemnul în lămpi și să continuă să-și folosească lămpile aprinse. Cele care nu aveau, n-au avut ce să toarne. Și au încercat să găsească o soluție de compromis cerându-le celor ce aveau o parte și pentru ele. Înțelepte fiind celelalte, au spus, nu vă dăm. E ciudat că uneori înțelepciunea se manifestă și prin a nu da. Nu vă dăm pentru că nu ne ajunge nici nouă, nici vouă și până la urmă nu o să facem nimic. Mai bine rămânem noi cinci cu lămpile aprinse decât să nu mai rămână nimeni. În timpul ăsta fugiți la colții, o prăvălie acolo, luați-vă unde lemn. Zici și făcut. S-au dus, dar prăvălia nu era chiar la doi pași, înțelegem din pildă, și s-au întors. Numai că atunci când s-au întors, au avut o surpriză extrem de neplăcută. Ușa era încuiat. Au bătut și nu le-a deschis nimeni. Scriptura spune că au bătut și nu le-a deschis nimeni. Dar de dincolo, adică dinăuntru, s-au auzit o voce. Vă spun că nu vă cunosc. Nu pot să deschid la cine nu știu, nu cunosc. Și au insistat, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și au rămas, știți unde? Afară. Cititorii Scripturii știu că acest termen, afară, de obicei are o conotație negativă. Este asociat cu lumea, lumea afară. Este asociat cu necredința, este asociat cu absența lui Dumnezeu, este asociat cu iadul, de cele mai multe ori cu iadul. Nu mai imaginați-vă, acum fabulăm puțin, adică ne folosim imaginația, asta nu mai este scriptură în sensul că nu scrie asta în scriptură, s-or fi dus acasă plângând și mamele lor le-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Păi uite ce s-a întâmplat și cine v-a încuiat ușa? Nu știu. Și cine v-a zis că nu vă mai primește? Nu știm. Și n-ați putut să intrați sub nicio formă? Nu. Acum nu ne apucăm să ne imaginăm ce s a fi întâmplat, că s-au supărat pe miri sau pe părinții lor sau pe administrator, că nu ne ajută la nimic. Dar eu am o întrebare. Nu vi se pare că pedeapsa a fost disproporțional de mare în funcție de starea de vinovăție de care s-au făcut vinovate aceste 5 domnișoare? Care a fost vina lor? Au omis să ia un delemn de rezervă. O simplă omitere, o simplă uitare, o simplă neglijare. Și pedeapsa este absolut capitală, afară și acasă. Pur și simplu nu se acceptă contestații, afară și acasă. Dumneavoastră ce părere aveți? Cum se face că o simplă omitere a condus la o pedeapsă capitală? Haideți să ne mutăm la a doua pildă. Aici nu mai este contextul unei nunți, este contextul unui business. Scriptura ne spune că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un om, un om care avea un business. El a plecat într-o altă țară, probabil omul a ajuns înspre bătrânețe, a muncit mult, a stâns ceva bănuți, avea un business bun, a vândut tot, a încasat o sumă mare de bani și ca să nu-i pună în bancă că bănci nu erau decât pământul, era banca și seiful, omul a zis, domne, de ce să nu-mi dublez suma? Sau să dau 10-20% la ea, eu plec, iau banii ăștia, chem pe trei dintre cei mai buni manageri ai mei și le dau la fiecare cât o sumă de bani, sub condiția ca să îi pună în, în business, îi pună în negoc Să facă afaceri cu ei și să aibă profit Și când mă întorc îmi primești și banii și ceva profit Sigur că le dau și lor ceva bani Zis și făcut Scriptura menționează că la unul i-a dat 5 talanți O sumă foarte mare de bani La unul i-a dat 2 și la unul 1 Și există o mică explicație De ce nu a dat o sumă egală la toți Zice Fiecăruia i-a dat după putere după putere Adică unul era foarte smart Și și-a dat seama că poate să gestioneze mai mult Unul era așa și așa, așa Iar altul era numai așa Și i-a dat doar un talent ca să nu-l trimit acasă Să-l lase fără serviciu Și a plecat Rămânând să se întoarcă peste ceva timp Și omul să-și primească banii și profitul Și s-a întors după o vreme Un an, doi, trei Nu spune scriptura, nu spun nici eu Dar s-a întors Și i-a chemat pe rând pe domnii și fiecare au venit cu un raport financiar. A venit cel cu cinci și a spus, șeful, aici sunt cinci talanți pe care mi-ai dat și aici sunt și ci alți cinci, profit de 100 de procente. Aici sunt doi talanți și aici suma s-a dublat. Bravo și la unul și la altul. Vine și al treilea și spune, șeful, eu nu am făcut nimic. N-am vrut să fac, n-am avut chef să fac, am neglijat, am omis, am uitat. Știi ce am făcut? I-am pus în pământ și când vi să ți dau. Am știut că ești un om care te îmbogățești pe seama altora care, pe care îi pui la muncă și m-am gândit că eu nu vreau să-mi rup oasele pentru tine. Stăpânul s-a uitat la el și i-a spus, rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș. De obicei spun afirmația aceasta când discut despre pasajul ăsta din scriptură. Oamenii care muncesc nu trebuie să fie vicleni, că prin muncă au suficienți bani să trăiască. Leneșul nu are bani nu muncește, de aceea el trebuie să umble cu fofârlica. Și să fie viclean și bandituț. Adică să păcălească în stânga și în dreapta, mai pe față, mai pe dos, după cum e necesar, pentru că altfel moare de foame. Și Scriptura ne spune că întotdeauna Leneșul e și Viclean. Și pasajul din Scriptură îl numește Leneș, Viclean și Netremnic. Toate trei sunt de toată minunea. Asta înseamnă că omul ăsta s-a purtat foarte urât cu stăpânul. Și în loc să primească felicitare și bani, i-a spus, îl aruncați afară. Iată, dar cum afară începe să devină din ce în ce mai mulți. Vă întreb, dumneavoastră ce părere aveți? Cu ce a greșit bietul? Cu ce a greșit bietul? I-a dat banii înapoi, domnule. I-a dat unul, unul i-a dat înapoi. Să fi fost așa de grav că nu i-a pus în negoț și nu i-a adus ceva profit? Mă gândesc că o fi fost, dar chiar așa să-l dea afară? De ce afară este soluția asta capitală folosită și la pilda fecioarelor, și la pilda talanților. Aceeași idee, decât că e așezat într-un context. Numai mai e nuntă, e o afacere. Dar în rest, două surori gemene. Una în satul ăsta și una în celălalt. Una în satul cu nunta și una în satul cu business-ul. Dumneavoastră ce părere aveți? Cum ziceți că ar trebui înțeles aici? Haideți să ne uităm la a treia pildă. Scriptura ne spune că. Asta este pilda oilor și caprelor. Și Scriptura ne spune că stăpânul, la judecată, a împărțit oamenii în două părți. Și oamenii ca oile au fost așezați la dreapta, și oamenii ca și caprele au fost așezați la stânga. Și atunci s-a impus o explicație. De ce? În pilda asta este explicație, dincolo nu este nicio explicație, ni se spune doar decizia, doar pedeapsa. Aici se spune și explicația. Și explicația este relativ simplă. Haideți să începem cu oile. Mi-a fost foame și voi mi-ați rezolvat problema. V-ați ostenit, ați făcut efort, ați fost generoși, v-ați implicat, v-ați dedicat, Ați manifestat responsabilitate, consacrare. Mi-a fost sete, mi-ați rezolvat problema, am fost gol, mi-ați rezolvat problema, am fost în închisoare și în spital, ați venit pe la mine. Dar când am făcut noi asta, Doamne, păi când ați făcut la alții în numele meu, treaba asta mie mi-ați făcut-o. Orice faceți în numele meu, de fapt, îmi faceți mie. Eu nu sunt o persoană fizică ca să-mi dați mie să beau apă, dar cei neînsemnați de lângă voi sunt persoane fizice și când le dați lor în numele meu, e ca și cum mi-ați dat mie. Și acum vine partea opusă, caprele, se încadrează în partea stângă oamenii cu imaginea asta care nu oferă, nu împlinesc nevoile la nimeni. Omit, uită, neglijează, nu vor. Unul are nevoie de mâncare, dar nu primește. Unul e sete și nu primește. Unul e gol în spital și în pușcărie și pur și simplu împutrezește putrezește acolo și nimeni nu se duce pe la el. Să fie sănătos. Așa îi trebuie. Dacă n-a fost cu minte, să fie sănătos. Și Domnul spune, blestemaților să vă duceți în focul cel veșnic. Acum eu vă întreb, nu este așa ca dacă cineva ne-ar spune nouă că suntem blestemați. Pentru noi, ca pocăiți, cuvântul ăsta are o conotație înspăimântătoare. Să fii blestemat, mi se pare că e mai rău decât să fii bătut sau decât orice altă pedeapsă. Blestemul este poate cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui om. Și blestemul ăsta nu e spus de un om beat sau irresponsabil sau unul mânios și a scăpat printre dinți. E spus de Domnul care își măsoară cuvintele. Blestemaților vă duceți afară în focul cel veșnic. Trei pilde care spun același lucru, decât că diferența stă în faptul că înțelesul, ideea de bază este așezată într-un context de nuntă, într-un context de business și într-un context de oi și capre îngrijite de un cioban sau de mai mulți. Dumneavoastră ce părere aveți? Nu vi se pare că este foarte aspru? Ascultați-mă! Nu Dumneavoastră când ați fost ultima oară la spital să vizitați pe cineva care nu vă este familie? Dacă eu mi-aș permite acum să vă rog pe fiecare să vă ridicați în picioare așa, acum eu zic așa din nimerea la minții mele, probabil că mai mult de 10% nu s-ar încadra. Pur și simplu ar zice, domnule, îmi pare rău, dar nu am fost la spital să vizitez, dacă nu e familia mea bă, mă duc eu, ce să zic, la ce cauți mai aici? Sau la pușcărie. Ce să caut, la pușcărie? Parcă nu mă simt bine să aud zdrângăneala de uși închise în spatele meu. Poate uite ăștia să îndea drum. Nu m-am dus. Omul e cu minte, omul e pocăit, omul vine la biserică, omul nu lipsește niciodată. Dar nu s-a ocupat cu lucrurile astea. Și Domnul spune, blestemaților atât de aspru cât este greu de înțeles ce a avut în vedere când a făcut această afirmație. Și acum eu din nou mă uit la dumneavoastră și vă întreb: De ce în contextul nunții, cu fetele, domnișoarele, în contextul businessului, cu managerii aceștia care și-au asumat responsabilitățile de a dezvolta banii businessul stăpânului? Și de ce în contextul ciobanului, unde avea niște oi și niște capre? Imaginea aceasta unei pedepse capitală este prezentă, deși parcă în aparență nu se justifică considerând inocența greșelilor făcute. Și acum e pentru ultima oară când vă întreb în felul acesta, dumneavoastră ce părere aveți când citiți pilda asta? Ce înțelegeți când închideți cartea și plecați mulțumit ca să citi capitolul 25? Ce vă rămâne în minte dincolo de istoricitatea pasajului? Înțelesul teologic, care este? Acum, întrebarea este și retorică și reală. Retorică în sensul că vrea să provoace sistemul de judecată, de valori, de discernământ. Și reală este că poate cineva chiar să zică ceva. Dumnezeu ce-ați zice? Că mă gândesc că nu e chiar confortabil să citim un pasaj din care să nu înțelegem nimic. Aplicația acestui pasaj din Scriptură este relativ simplă. Pe noi ne induce în eroare predicile pe care le-am ascultat până acum. Nu că sunt greșite predicile, dar ne direcționează înspre un anumit înțeles periferic, înspre un, o, 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 o spiritualizare a pasajului din Scriptură. Dar care este vina fetelor? Omiterea celor cinci. Pur și simplu o simplă omitere. Care este vina celui care n-a făcut nimic cu banii primiți să investească? A omis și nu i-a investit. Și care este vina celor care n-au oferit de mâncare flămânzilor, apă setaților, brăcăminte goilor și vizită pușcăriașilor și bolnavilor la spital? Niște simple omiteri. Cu alte cuvinte, ideea pe care o susțin toate aceste trei pasaje este o nevinovată implicare, neimplicare. Au, om au omis, au uitat, au neglijat și putem să găsim sinonime. Du Dumneavoastră vi se pare așa gravă omiterea? Haideți să ne gândim la semafor. Puteți să vedeți un semafor, de fapt să vă imaginați un semafor. E simplu. Roșu, galben și verde. Era să zic albastru, că se confundă cu tricolorul. Mintea mea gata să arunce culoarea albastră. Țara e mai importantă decât semaforul. Haideți să ne imaginăm semaforul. Cu ce culoare asociem păcatul de comitere? Faci ce nu e voie. Roșu. Suntem în fața semaforului, e roșu. N-ai voie să pleci, să treci. Dar poți să-ți iei voie. Doar că dacă te vede jupânul, adică polițistul, îți dă da amendă. Adică te pedepsește. Te pedepsește. Deci, comiterea înseamnă să faci ce nu ți este permis. În plan spiritual, câte lucruri nu ne sunt permise? O grămadă cât grămada. Nu minți, nu fura, nu curvi, nu pofti, nu, 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 nu. Nu se termină nici până la nouă lista. Nu, nu, amendează biserica păcatele de comitere sau nu le amendează? Gândiți-vă bine. Amendează biserica când cineva curvește? Nu ziceți nu, că nu se poate să ziceți nu. Doamne iartă-mă, cum să nu? Ori, în general, păcatele de comitere, alcool și orice păcat de comitere, în general, biserica îl amendează, cel puțin îl dezaprobă. Când omul face ce nu e permis, noi avem în conștiința noastră s-a antipărit, nu-ți este îngăduit. Cum i-a zis Ioan la guvernator, nu-ți este îngăduit să te căsătorești cu cumna atâta. Ce nu mai sunt femei pe fața pământului? Ai cășuna pe femeia asta, asta e măritată, lasă-o în pace. În conștiința noastră bisericească, noi am. am am oferit o însemnătate foarte mare, o valoare foarte mare împotriva păcatelor de C, comitere. Domne, nu cumva să treci pe roșu că nu ți-ai îngăduit. Dar, acum întreb o altă întrebare. Amendează biserica păcatele de omitere? O omitere, adică păcate de uitare, de neglijare, de amânare. De ce nu ți-ai luat baticul? Am neglijat. Acum, nu, să nu credeți că vreau să insinuiesc ceva. Am dat un exemplu din mediul bisericesc, că n-am știut să dau altul. Asta mi-a venit în minte. Sau, de ce nu ți-ai adus Biblia cu tine? M-am neglijat. Am omis, am uitat. Am... Asta pare puțin nevinovat. Adevărul e că biserica nu amendează genul acesta de păcate. Nu le amendează. Semn că nu-s grave. Acum să mă iertați, dar am văzut că sunt foarte grave. N-am citit eu tare, cu voce tare, că Domnul Dumnezeu le spune oamenilor care omit, nu comit, omit blestemaților în focul cel veșnic, iar nunta și businessul afară, afară, afară. În concluzie, am vrut să spun următorul lucru. Păcatele de omitere care sunt privite de noi nevinovate sunt extrem de amendate de Domnul. Am reușit să vă stric seara? Ce părere aveți dacă așa stau lucrurile? Ce ar trebui să se întâmple ca această afirmație a Domnului să nu se mai fie adresată, să nu mai fie adresată mie? Blestematul le dute în focul cel veșnic. În timp ce m-am ferit să nu îmi permit ceea ce este nepermis, să nu trec pe roșu. Îmi veți spune, Păi, nu sunt multe pasaje în scriptură care vorbesc. Ai ales textul ăsta din scriptură și încerci să-l generalizezi și să dai o așa de mare însemnătate dintr-un simplu pasaj din scriptură. Să-mi permiteți, vă rog, să mă, să mă mișc un pic. Ascultați-mă. Haideți să vă dau un alt exemplu. Pilda Samariteanului este o altă pildă care promovează aceeași idee. Un preot se duce încolo și, în drumul lui, întâlnește un om bătut măr, poate leșinat sau în comă, și trece pe lângă el și se duce. A omis să se oprească și să-l ajute. Trevine și ajutorul lui cântărețul și și el pe dincolo trece și omite să îi dea o mână de ajutor săracul că era între viață și moarte. Vine și un samaritean cu o reputație foarte, foarte, foarte slabă, un fel de credincios de mâna a cincea, și domnule, ăsta era într-o călătorie. Probabil o fi mers în concediu sau își viziteze rudele. Omul se oprește, avea la el niște vin, călătoria fiind lungă, adică alcool dezinfectant, și niște unde de lemn, adică ceva să facă rana mai pufoasă, mai moale. Și omul toarnă vin, dezinfectează, toarnă ceva vin, îl ia pe ăsta în spate, îl pune pe măgarul lui, îl duce la hotelul din zonă și îi spune așa la omul de la desk, de la, de la omul cu hotelul, Domnule, uite ce mi s-a întâmplat, l-am găsit pe ăsta aproape mort, din milă, nu e ruda mea, nu e cum nu-mi e mătușă, uite, te rog frumos să îngrijește de el că eu nu pot să stau, eu îți plătesc, domne, nu pe degeaba. Domne, dar chiar nu ți-e rudă? Nu, și atunci de ce faci investiția asta pentru el? Domne, așa zice conștiința mea să-l ajut că moare, de ce să moară? Mi-ar place, dacă mă găsește pe mine cineva în situația asta, să mă ajute. Și fii atent, domnule, dacă cheltui mai mult, te rog frumos să fii generos, eu când mă întorc îți plătesc tot. Popa și cu cantorul omit. Nu-i domne timp de așa ceva că ăștia sunt ocupați. Dar ăsta care era în călătorie, ăsta nu e ocupat. Mai mult de atât, era un samaritean care nu-i bun de nimic. Pilda samariteanului preia exact ideea asta și vorbește despre omitere. Omite popa, omite cântăreț. Prin contrast, nu omite samariteanul. Mi-a să știți că de multe ori, domnul remarcă, din zece mai țineți minte? Haideți să dăm pilda asta, că ziceți că numai astea două sunt cu omiterea. Zecele proști, vine domnul, ei erau în carantină în afara comunității, n-aveau voie să viziteze satul, familia, pe nimeni, pe nimeni, că era boală contagioasă. Mai țineți minte ce am pățit cu covid -ul. Acum eu nu, nu vreau să discut uh, autenticitatea lui, nu-i treaba mea, nu mă pricep la treburi de astea, dar vreau numai să zic că ăsta a fost un fenomen social, medical, de care a fost. Și ăștia, 10, trebuia să strige, necurat, 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 în levitic se explică faptul că o boală contagioasă îl predispune pe omul bolnav și contaminat să se izoleze, să intre în carantină și pur și simplu să trăiască în afara oricărei persoane. Și dacă cineva se apropie de el neștiind că stai beteac, bolnav, el să strige necurat, 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 ca omul să ocolească și să nu ia virus. E, ăștia zece erau acolo, și plângeau de milă, erau bolnavi, probabil că era avansat boala lor lepra. Asta e o boală foarte, foarte complicată. Am citit din curiozitate cum se manifestă? Este înspăimântătoare. Pur și simplu cade carnea și se văd oasele și tendoanele în ultima fază. Și strigă la Domnul, Doamne, ai milă de noi. Domnul îi vindecă și îi trimite la, Domnul îi trimite la preot. În momentul în care au făcut pasul înspre preot, adică începând ascultarea, în momentul ăla s-au vindecat. Nouă dintre ei au omis să se întoarcă și să mulțumească. Al zecilea n-au omis s-a întors și știți ce întreabă Domnul Isus? Tu, samariteanule, om de mâna a doua, te-ai întors manifestând recunoștință și mulțumire, adică caracter. Dar unde sunt jupânii evrei din Iuda? Aci, lângă templu, unde sunt? Au omis, Doamne, nu sunt aici. Observați în tot nouul testament ne împiedicând de ideea de omitere mai mult decât ne imaginăm. Lăsați-vă să mai vă dau un, un text, două, trei, cinci. Nunta fiului de împărat. Intră toți la nuntă, se îmbracă cu haina aceea care exista la garderobă, unul însă omite să se îmbrace cu roba care se îmbrăcau toți oamenii și intră cu, cu haina lui, probabil că era nouă și administratorul vine, se uită toți în culoare, numai dumnealui e altfel. Și spune matale de acolo, de ce nu ți-ai luat haina? Biblia zice că ăsta adică a muțit, adică n-a zis nimic. Hm? Și spune afară. O, domnule, fiți afară! Și aici afară. Aceeași idee, afară. Dar ce a făcut domnule? A omis domnule, asta a făcut, ce mare lucru. A omis. Și pentru omitere îl dă afară? Păi da, n-am scris eu Biblia. Așa spune, că l-a dat afară. Și pe fecioare, și pe el, și pe alții. Mai țineți minte smochinul? Smochinul mai întâi face fructe și apoi frunze. E, trece domnul pe lângă un smochin plin de frunze. Înseamnă că fructele erau acolo. Caută nicio fructă. Și îl blesteamă. Dar acum să mă iertați, ce vin aveam smochinul? Păi, Frunzele promiteau că fructele există, adică aparențe. Și când colo, aparențele sunt fără conținut, goale. Dar ce a făcut -o, Zmochinu? Păi a omis, nu-s fructele acolo. Dar unde sunt? Nu știu, nu-s acolo. Sunt multe pasaje, dar nu vreau să creez așa o tensiune punând așa multă presiune pe dumneavoastră și dându-vă prea multe exemple. Am vrut să vă spun un singur lucru. Generația noastră, biserica din generația noastră, nu prea se face vinovată de păcate de comitere. Și eu sunt păstor într-o biserică, și trebuie să recunosc că oamenii din biserica din care eu vin sunt niște oameni de caracter. Sunt niște oameni cu o înaltă ținută etică și morală. Sunt niște oameni care se tem de Dumnezeu. Destul de rar poți să găsești la unul ceva puțin mai evident, un păcat de comitere. Adică a făcut ceva ce nu-i permis jocuri de noroc, extrem de rar. Adulter, extrem, extrem, extrem de rar. Poate aproape inexistent. Acum știți dumneavoastră că adulterul se face în ascuns, nu la vedere. Sau alcool, sau, eu nu mai știu ce să mai zic, droguri sau altceva. Însă, nu ăsta e păcatul generației noastre. La capitolul ăsta stăm, hai să zic aproximativ, bine sau binișor. Dar la capitolul omitere, părerea mea personală este că stăm rău. E roșu și noi așteptăm liniștiți. Dacă se face verde, tot liniștiți așteptăm. Și asta nu-i bine. Haideți să folosim pilda caprelor și oilor. Hrănește, dă să bea, îmbracă, vizitează la spital și la închisoare. Astea sunt doar niște exemple emblematice, adică spre exemplu. Pur și simplu niște exemple. În vremea aceea făceau sens că oamenii trăiau într-o sărăcie lucie, iar romanii îi arestau pe oameni și betegii erau pe toate drumurile, că medicina nu era dezvoltată și așa mai departe. Au dat niște exemple din cotidian. Noi putem să dăm alte exemple. Frații mei, ne achităm de ce trebuie să facem sau mai bine zis, ne achităm de ce nu trebuie să facem, în sensul că dacă un lucru nu ne este îngăduit, nu ne permitem să-l practicăm. Alții își permit, noi nu ne permitem. Dar când este vorba de a trebui să facem un lucru, uneori omitem. Părându-ni-se că avem dreptul să omitem. Părându-ni-se că este opțional. Oameni buni, pentru o chestiune opțională, Dumnezeu nu blesteamă un om. Pentru o chestiune opțională, nu scoate pe cineva din împărăție. Cel puțin două argumente avem. L-a scos afară. Afară înseamnă în alt loc decât înăuntru. Apoi blestemul. Când Dumnezeu blesteamă mai mult de atât, nu, nu, nu cred că poate să facă împotriva cuiva. Stimații mei, sunt oameni care frecventează ocazional bisericile baptistă, pentecostală, evanghelice sau istorice, respectiv ortodoxă și catolică, dar omit să se pocăiască. Sau dacă se pocăiesc, omit să se boteze. Iar dacă se botează, omit să devină membri într-o biserică. Omit pur și simplu. Sunt oameni care uneori, ocazional, vin la biserică, dar omit să se pocăiască. Și întreabă pastorul, este cineva, vrea să se pocăiască O să fac o rugăciune pentru el Ca să, să rămână un, un, un semn emblematic în mintea lui Că eu m-am pocăit atunci și acolo Și oamenii omit, părându-li se că e jenant în public E jenant în public Sau, mă rog, din alte motive Asta este un exemplu pentru categoria de oameni din lume Cum spunem noi Folosind limbajul Scripturii, adică oameni care nu-și nu practică credința într-un mod constant și responsabil. Au o formă de credință, dar nu și o practică. Dacă este cineva în stare asta aici, ce părere ai despre ce spune Biblia în legătură cu omiterea? Mă gândesc că nu te simți foarte confortabil. Pentru că ești absolut vizat într-o manieră violentă, aproape. Știi că trebuie să faci un lucru și nu-l faci. Vă aduceți aminte de versetul din Iacov? Dacă cineva știe să facă un lucru și nu-l face, a săvârșit un păcat. Păcatele de omitere sunt la fel de păcate, fraților. Trecerea pe verde este absolut la fel de vinovată, netrecerea pe verde, iertați-mă, este la fel de vinovată ca trecerea pe roșu. Predica mea din seara aceasta are rolul să mobilizeze. Nu-ți poți permite să fii blestemat. Nu-ți poți permite să fii scos afară. Umbli la biserică de o viață, dar umblatul la biserică e pentru dumneata. Nu câștigă nimeni nimic că vie aici. Hristos nu se referă la lucruri care le faci pentru dumneata. Se referă să-l găsești pe ăla bolnav, se referă să faci ceva pentru mire, se referă să faci ceva pentru stăpân, se referă să produci ceva pentru alții. Omiterea nu are legătură cu dumneata. Predica cu cântarea, îți iei porția de mâncare, prins la inimă și săptămâna mai meditezi la predică, te simți mai încurajat prin rugăciune, prin cântare, prin relaționarea cu frații de credință, dar ce ai făcut pentru împărăție? Împărăția a făcut atâtea pentru dumneata. Ți-a dat Biblia, ți-l-a dat pe Hristos și ți-l-a dat pe Duhul Sfânt. Cele trei mari daruri cu care am podubit Dumnezeu viețile oamenilor, Scriptura ne spune ce să facem. Hristos ne dă exemplu cum trebuie să facem, iar Duhul Sfânt ne ajută să-L facem, imitându-L pe Hristos. Ce ne lipsește? S-a creat tradiția de a plăti un păstor și apoi noi suntem liberi. S-a creat tradiția să sponsorizăm un evanghelist și noi să ne simțim detașați. Am făcut cler și laici. Clerul e 1, doi, trei, nu știu câți aveți dumneavoastră angajați în biserică, ăștia sunt angajați, spunem în fă treabă, dar noi laici, adică oamenii de pe bancă, venim, ascultăm predica și după ne simțim pur și simplu nevinovați dacă nu facem nimic. Nu hrănim, nu dăm de băut, nu îmbrăcăm, nu mergem la spital și nu mergem la închisoare. Iar cei care sunt neconvertiți nu se simt responsabili să se convertească. E au impresia că e dreptul lor să aleagă. Da, poți să alegi să nu faci, dar sub condiția să ți se lipească eticheta de om blestemat și să fii scos afară. Asta e mesajul Bibliei, nu e al meu, că doar n-am scris eu capitolul 25 din Matei. Iar dacă pentru oamenii din lume cea mai mare problemă este păcatul și soluția este pocăința, pentru oamenii din biserică, cea mai mare problemă este imaturitatea sau omiterea și soluția este maturizarea și punerea la treabă. Mai țineți minte ce s-a întâmplat în fapte capitolul 1? Domnul Isus este la a patra zecea zi după înălțare. Nu după înălțare, după învie. Este în momentul în care urma să se desprindă de pământ și să se ducă de unde a venit, adică în cer. Și o ultimă discuție pe care o are, un ultim dialog pe care îl are cu ucenicii, este inițiat de ei care spun, Doamne, când te vei întoarce? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla înainte să vii? Dă-ne câteva explicații ca să nu rămânem aici așa, nu știm de noi. Și Hristos spune, nu e treaba voastră. Adică cum, domne, nu e treaba noastră? Pur și simplu, nu e treaba voastră. Dar treaba noastră care este? Când va veni Duhul Sfânt peste voi, din el va veni o putere. Puterea aceasta vă va împuternici. Hristos vă va instruit. Puterea aceasta vă va împuternici. Începeți de aici, din zona unde trăiți din Iudeea. Pardon, Ierusalim. Era un, o zonă din Iudeea. Ca Timișoara din Timiș. Începeți de aici, din Ierusalim. Mergeți în toată Iudeea, în tot județul și apoi treceți în celelalte, mergeți până la capătul lumii. Cristos se așteaptă să facem treaba asta. Cel nepocăit trebuie să se pocăiască. Pentru că el omite să se pocăiască. El neglijează să se pocăiască. El amână să se pocăiască. Cel mai mare păcat pe care el îl face, nu toate păcatele pe care le-a făcut până astăzi, și păcatul că respinge iertarea pe care Hristos vrea să-i o atribuie prin credință și pocăință. Ăsta e cel mai mare păcat. Pentru că îl respinge pe Dumnezeu, dându-i de înțeles că este inutil ce a făcut Iisus Hristos murind pe cruce. N-am nevoie de... ce-ar fi cineva să mă duc diseară la familia Candreanu și să îmi ofere masa și eu să scot un covric sau un sandwich de la cumpărat de undeva și să încep să-l mănânc. Cum s-au simțit oamenii aceia? chiar vorbești serios? Ai venit la noi să mănânci sandwich tău? Cam care e mesajul pe care îl transmit? Nu știe să gătească? Nu vreau să mănânc mâncare făcută de dumnealor? Cam, cam care e mesajul? Oricum e unul vai de el. Oameni dragi, Hristos a venit să pregătească, să realizeze mântuirea proiectată de Tatăl și aplicată de Duhul Sfânt. Hristos a realizat-o, a realizat proiectul Tatălui. Tatăl a proiectat, Hristos a realizat și Duhul Sfânt aplică, împrăștie, oferă, ajută, manifestă. A te pocăi este obligatoriu, nu este opțional. Mântuirea lui Dumnezeu și El ți-o dă, El ți-o oferă. Dar dacă sunt oameni din biserică, Problema lor nu mai este păcatul și soluția păcăința. Problema lor este imaturitatea și soluția este maturizarea și împuternicirea. De ce m-a mântuit pe mine Dumnezeu? E adevărat că vin la biserică, citesc Biblia când postez și mă rog, dar lucrurile astea sunt o mâncare duhovnicească pentru mine. Pentru Sufletul meu. Eu mă zidesc pe mine, eu mă edific pe mine, eu mă instruiesc pe mine. Adică rămân în, 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 rămân într-o stare de sănătate duhovnicească, hrănindu-mi Duhul meu, omul interior, omul cel nou în Hristos. Însă, pentru oamenii din lume, pentru oamenii din Biserică, ca și zidire, și pentru oamenii din lume, ca și convertire, nu fac nimic. Ei, asta este problema pe care Dumnezeu o impută prin predica din această seară. Fiți sinceri, sunt oameni aici care nu contribuie cu nimic la zidirea împărăției lui Dumnezeu, cu nimic sau aproape cu nimic, manifestând o vinovată omitere și nesfârșită omitere. Pasajele acestea din scriptură au rolul să mobilizeze. Aduceți-vă aminte despre biserica de la Ierusalim Domnul le-a spus, repet pasajul din fapte 1, duceți-vă, primiți puterea din Duhul, duceți-vă și ei nu s-au dus, știți bine că nu s-au dus au rămas la Ierusalim că acolo erau prorocii s-au pocăit 3000 de oameni era o bucurie negrăită și au vândut toți averile și erau undeva într-o cutie cât mine toți puși, toți bani și fiecare lua după cum avea nevoie cu frică de Domnul, cu responsabilitate și era fain o biserică unde darurile spirituale se manifestau toată ziua, bună ziua. Și Domnul îi trimite, du-te tu între dușmani, apucă-te și mergi, pleci de acasă, îți lași nevasta, îți lași copii, îți lași munca și te duci în misiune. O săptămână, o lună, mă rog, cât te duci. Și nu au vrut să se ducă. Și atunci Domnul, când nu ne poate convinge, ne constrânge. Când nu ne poate convinge, ne constrânge. Și a îngăduit o persecuție și ăștia au fugit să scape viața. Și au fugit în Antiohia. Și Scriptura ne spune că acolo când au ajuns, au început să predice Evanghelia și dacă sediul cultului era la Ierusalim, sediul de misiune era în Antiohia. De acolo pleca Pavel și acolo venea Pavel. La Ierusalim mergea mai rar, pentru că acolo era sediul cultului. Oameni dragi, Hristos vrea să fim niște creștini care contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu contemporan. Ia predici și trimite-le la oameni neconvertiți. Trimite predici pe subiect în funcție de cum îi cunoști pe oamenii din jurul dumitale. Folosește internetul, zona online, pentru ca să Răspândești Evanghelia lui Dumnezeu. Acum este mai ușor decât altă dată. Îmi vei spune, păi internetul este plin. Este adevărat că internetul este plin, dar când spui internet vorbești ceva despre ceva foarte general. S-ar putea ca cineva să nu meargă la piață, unde piața e plină de roșii, castraveți, și cartofi. Omitere înseamnă să nu te implici în lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Să nu te pocăiești, neglijând să te pocăiești, și să nu lucrezi pentru Domnul, neglijind să nu lucrezi. Pentru această categorie de oameni există o pedeapsă și un nume. Afară și blestemați. Pedeapsa este extrem de gravă, semn că pentru Dumnezeu această lene spirituală, această inactivitate, această neasumare această tendință de a te simți confortabil în timp ce nu produci nimic pentru împăratul și ai îngropat în pământ, știi să cânți, știi să predici, ai ceva bănuți, ai o mașină, ai, mă rog, anumite abilități, competențe și nu le pui în slujba Domnului, ci pur și simplu faci doar bani pentru dumneata. N-am vrut să predic, predica asta are o, o anumită notă de constrângere și de, de confruntabilitate și aveam, aveam intenția să vă spun ceva mai plăcut și mai dulce dar pur și simplu m -a, m a fost o muncă în sufletul meu și n-am putut să scap de treaba asta și acum apropiindu-mă de încheiere vreau să vă spun, frații mei, surorile mele următorul lucru eu am venit și plec n-am niciun interes să țin o predică și să vă îndemn înspre ceva anume vreau doar numai să vă spun ce spune Evanghelia într-o într zonă care se referă la dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Noi trebuie să-l servim pe Împăratul nostru. Oriunde este o evangelizare, eu trebuie să duc acolo un prieten de al meu care este neconvertit. Dacă nu fac asta, eu sunt un om leneș. Oriunde este o evangelizare, eu trebuie să duc acolo pe cineva neconvertit. Trebuie să mă rog și să invit 10 oameni ca să fiu sigur că din 10 unul vine. Dacă nu vin toți zece, eu înaintea lui Dumnezeu sunt liber. Pentru că el a văzut efortul meu, implicarea mea, de eu nu pot să-i duc pe oameni cu forța. Cunosc un om care a încercat să aducă pe cineva la evangelizare și dintre cei pe care i-a invitat n-a venit nimeni. Și a, așa de amărât a fost în sufletul lui, încât s-a dus undeva unde erau niște oameni, era un loc unde oamenii așteptau ca să fie luați la lucru. Și s-a dus la un om și a spus, ai ceva de lucru astăzi? Nu am. Cât costă, câți bani cer pentru ca să te ia cineva la lucru? Și a spus 150 de dolari, 200, în funcție de lucru. Îți dau 200 de dolari ca să muncești două ore. Două ore, da. Când? Diseară. Dar ce să muncesc? Să stai pe scaun și să asculți pe cineva care cântă și pe altcineva care vorbește. Vreau să mergi cu mine la o biserică pentru 200 de dolari i-a dat 200 de dolari și l-a adus pe omul acela la adunare și omul ăla s-a predat și peste tot spune cum s-a pocăit el că cineva l-a angajat să meargă la adunare pentru că n-a găsit pe nimeni să meargă degeaba este un exemplu de persoană care nu își permite să se ducă singur pentru că știe că trebuie să mai meargă cu cineva se simte responsabil din punctul lui de vedere el nu poate să nu facă nimic. Pentru că el știe că Dumnezeu se așteaptă ca el să facă ceva. Noi avem așteptări. Și Dumnezeu are. Și Dumnezeu are. Pentru că a investit în noi tot ce a fost necesar. Și acum se cade. Se cade să aducem rod. Vă întreb înainte să mă opresc de ce s-a format cultura asta de a nu mai vizita bolnavii la spital de a nu mai vizita pe amărâții e adevărat că au fost de derbedei că n-au ajuns degeaba în pușcărie dar derbedeu cum este, are și el un suflet are și el un suflet și dacă cineva îl vizitează când iese poate că vine la adunare dar dacă nimeni nu îl vizitează o să spună pocăiții, ah să mă împacești cu pocăiții adică nu mai de gură buni Gândiți-vă la lucrurile astea. Ați putea să faceți biserica asta mai plină? Ați putea să veniți duminica următoare cu cineva la biserică? Ați putea să vă creați un proiect la nivelul dumneavoastră de, cali de competență, de capacități, de resurse? Ați putea să vă înțelegeți cu încă cineva cu care sunteți apropiat la cafea, la sport sau la altceva? Și amândoi să vă gândiți la ceva ce lărgește împărăția avem timp de muncă, muncim mult. Unii dintre noi muncesc 15-17 ore. Cunosc pe cineva care nu doarme decât 2-3-4 ore pe noapte. E lăudabil, dar nu e lăudabil, că nu trebuie să doarmă atât, trebuie să doarmă mai mult, ca așa l-a creat Dumnezeu, să doarmă măcar șase. Dar să nu faci nimic pentru împărăție, este împotriva voii lui Dumnezeu și atât de grave pentru Dumnezeu, încât numele, porecla pe care o, o spune acestor oameni, e de-a dreptul îngrozitoare. Iar pedeapsa este capitală. Ieși afară. Scopul meu nu este să devin patetic și nici să vă ameninți. Nu să sunteți frații mei și eu nu sunt mai bun cu nimic. Dar vreau doar să vă spun următorul lucru. Islamul câștigă teren. LGBT-ul câștigă teren toată lumea câștigă teren. Uitați-vă la Europa că e o relicvă din punct de vedere creștin. Are o grămadă de amintiri și de biserici goale pe care le cumpără musulmanii. În America e la fel. Nu vreau să vin cu statistici și nici vreau să vorbesc împotriva cuiva. Eu nu vreau să vorbesc împotriva LGBT aici, vreau să vorbesc împotriva păcatului. N-am eu nimic cu organizația dumnealor sau n-am nimic împotriva musulmanilor și împotriva religiei lor. Vreau numai să le spun că trebuie să se pocăiască crezând în Isus. Dar dincolo de asta, frații mei, prea mult teren câștigă alții. În timpul bunicilor noștri care nu știau carte și semnau cu degetul punându-și amprenta, aceste mișcări nu s-au dezvoltat. Cu oamenii s-au rugat mult și Dumnezeu a lucrat prin semne și minuni. Noi avem astăzi teologi, avem doctori, avem masteranți, avem licențiați, avem predicatori care predică fermecător. Și astea nu sunt defecte sau slăbiciuni. Astea sunt plusurile generației noastre. Dar rămân lucruri nefăcute care trebuie recuperate și făcute la zi. Pentru că voia lui Dumnezeu trebuie să devină voia mea. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe mânt. În cer se face. Pe pământ trebuie să se facă. Nu știu care dintre dumneavoastră vă simțiți vinovați, pentru că în ultima vreme nu mai sunteți activi în spațiu creștin. Dar mă gândesc că sunt printre noi persoane care se simt puțin incomoze acum. Acceptă faptul că altă dată poate posteau pentru păstor, pentru predicator, poate posteau pentru evanghelist sau îl ajutau financiar cu vreo 10, 20, 30, 50 de dolari pe lună. Sau pot să dau o grămadă de exemple. Poate duceți mâncare, la cei bătrâni care au zis că sunt în spital și se întorc acasă mâine, poi mine le lăsați la ușă sau pur și simplu duceți mâncarea în casă. Vă pot da un milion de exemple. problema nu este neapărat ce faci, ci problema este că trebuie să faci ceva ce corespunde chemării pe care o ai și resurselor pe care le ai, abilităților pe care le ai. Că dacă eu încep să cânt, nu zidesc pe nimeni, ne nervez pe toată lumea. Și nu vreau să fac ce nu știu. Pentru că nu se bucură nimeni de treaba asta. Oamenii vor să asculte o cântare de calitate, o muzică cântată de cineva care se pricepe, vrea să asculte o predică de cineva care știe ce spune, vrea să, mă rog, peste tot să punem pe cei mai buni oameni care au chemarea lui Dumnezeu să facă activitatea respectivă. Oameni dragi, trebuie să mă opresc că este fără cinci și chiar dacă n-ar fi fără cinci, poate să fie oricât. Deja am predicat destul. Și este greu să mai mă ascultați și practic am spus ce am vrut să spun. S-aș vrea să fac o aplicație. Dacă cineva se simte vinovat, să știi că n-ai ajuns la capătul la ceea ce trebuia să faci. Vinovăția remarcă faptul că trebuie să faci ceva. Asta face vinovăția, remarcă faptul că trebuie să faci ceva. Și eu te invit în această seară să te reangajezi sau să te angajezi. Să-L slujești pe Dumnezeu în mod constant, potrivit competențelor și abilităților și resurselor pe care le ai. Această predică vrea să te mobilizeze. Vrea să te aduc aici lângă mine sau lângă altcineva din biserică. Am mers la evangelizări cu o sută și ceva de oameni și mai erau încă 100 o sută într-o tribună. Nu este îngăduit. Nu pentru că vine cineva. N-are importanță cine vine. Dar oameni buni, nu se poate să venim numai noi la o evangelizare, că noi nu avem nevoie de evangelizare. Evangelizarea înseamnă să ți se predice ba basicul Evangheliei, adică lucrurile de bază. Hristos a murit pentru tine, tu ești păcătos, El te iartă, vină încoace. Predă-te, Asta înseamnă evangelizare. Evangelizarea nu e pentru noi oameni buni. Noi deja ne-am super evangelizat. Pentru noi este creșterea. Noi nu ne mai naștem acum, că uite cât de mari suntem la vârstă. Noi trebuie, să ne, noi trebuie, să, ne, să, creștem, să ne consolidăm, să căpătăm abilități, competențe, capacități, resurse și să ne aruncăm în luptă pentru Dumnezeu nostru. Sunt zone de pe fața Pământului unde creștinismul este proeminent. Spre exemplu, în America de Sud, în Africa, în Asia, știți unde nu este, acolo unde este belșugul prea mare. Pare ofensator ce vă spun, să nu, să nu vă ofensați, că eu nu sunt împotriva belșugului. Dar numai că oamenii care trăiesc în Berșug riscă să se bucure de el atât de mult încât uite să mai facă și altceva. Asta nu înseamnă că fac asta. Înseamnă că sunt ispitiți să facă. Un lucru este clar. Domnul întreabă unde sunt ceilalți? Ceilalți nouă unde sunt. Și samariteanul nu știe să răspund. Doamne, eu știu unde sunt eu. De unde să știu unde sunt ceilalți? Aș vrea în seara asta să întreb și eu. Unde sunt ceilalți? Eu cred că sunt aici. Vă rog, în seara asta, frații mei, surorile mele, nu plecați acasă fără să reacționați. Nu-i vorba de prezența mea sau altcuiva. N-are nicio legătură. Tot timpul predică cineva de la microfonul ăsta. Și tot timpul predică din scriptură, că nu predica din Coran. Dar dumneata care stai pe bancă, nu te mulțumi că te simți vinovat sau poate chiar lăcrimezi. E, e, e necesar ce faci, dar nu e suficient. Dar ce trebuie să faci să fie suficient? hotărăște-te, angajează-te ia decizia să, să te implici implică-te, du-te la păstor și întreabă-l uite, eu, eu nu știu așa de bine să cânt eu nu știu să predic dar aș, simt nevoia să fac ceva pentru Hristos simt în sufletul meu datoria să, să, să mă lupt pentru Dumnezeu și să contribu la alărgerea împărăției Pot să spui cam ce aș putea să fac? aș vrea să facem o rugăciune în seara asta Putem să nu o facem. Dar de ce am predicat dacă nimeni nu ascultă? Mai țineți minte când s-a dus un predicator la, în vizită la o biserică, păstorul l-a pus să predice și înainte să se ridice, s-a plecat la urechea pastorului și i-a spus Ai evrei în biserică? Și el a spus, nu. Și omul a zis, bine, ok, o să predic despre ei că oricum nu sunt aici. Adică nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să se ia nimeni de mine că m-am luat de el. Oameni dragi, eu nu vreau să vă acuz că dumneavoastră nu-L slujiți pe Dumnezeu, dar există riscul cineva să simtă în inima lui nevoia de a se rededica, de a se reangaja și să doarmă liniștit, că atunci când va intra, nu va fi scos afară. Și atunci când Domnul îi se adresează, nu îi va spune dute, ci vino. Și nu îi va spune blestematule, și îi va spune binecuvântatule. Eu știu că prea multe predici, câte ascultăm noi, creează o amorțeală și o saturație și nu mai ajunge nimic la inima noastră. Dar nu vă permiteți să experimentați treaba asta, că nu-i bine. Țineți-vă treji, activi și încercați să surprindeți vocea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Pentru că acesta este Dumnezeul nostru cu care ne vom petrece veșnicia. Oameni dragi, aș vrea pur și simplu să vă chem să reacționați. Și dacă cineva vrea în seara asta să se dedice pentru prima oară sau să se rededice revenind la ce făcea odinioară, eu vreau să fac o rugăciune pentru dumneata și o să te rog să vii aici în față pe scenă sau poate aici pe hol. Nu o să insist, ci pur și simplu aș vrea să vă rog să faceți treaba asta Cei care simțiți călăuzirea Duhului Îndemnul lui Dumnezeu în suflet Cei care vă asumați personal Predica aceasta generală spusă pentru toți cei prezenți O să invit pe frații noștri care cântă să cânte o cântare Cântați ceva pentru Domnul care se potrivește cu ideea aceasta Iar pe dumneavoastră oamenii lui Dumnezeu Eu nu vă chem la mine Nu să știți bine că sunteți în biserică de atâția ani Ce să vă dea predicatorul? Nu vrem să facem poze și nici să numărăm câți au fost aici. Asta e copilărie. Vrem doar cineva care este atins în conștiință să îi se ofere cadrul ca să plece acasă în păcat și hotărâ să înceapă sau să reînceapă. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ascultă vocea Domnului. Pentru că ascultarea este mai importantă decât jerfele. Haideți să ne ridicăm. Haideți să intrăm în rugăciune. Haideți să ne gândim dacă nu cumva e vorba despre noi. Iar cei care vor să vină, vă rog să veniți acum. Vă rog să veniți înaintea Domnului pentru că El vă cheamă, e vocea Lui, e împărăția Lui, e Evanghelia Lui, e răsplata Lui, nu a mea. Eu am venit acum și plec peste după ce se termină slujba. Oamenii Lui Dumnezeu, veniți înaintea Lui Dumnezeu. Dedicați-vă sau rededicați-vă, consacrați-vă sau reconsacrați-vă. Dumnezeu vă așteaptă, Dumnezeu vă cheamă, Dumnezeu să vă binecuvinteze.